Când este ideal să ajungem în pădurea de Salcâm și când este momentul optim să plecăm de acolo? Sunt întrebări la care mulți apicultori caută răspunsul. Da, mulți apicultori începători, în general. Salutare tuturor, sunt Radu Pandrea și pentru a ajunge la aceste răspunsuri e bine ca întâi să analizăm cât nectar ne oferă floarea de salcâm și câte zile avem cules și cam cum e împărțit culesul acesta pe perioada înfloririi. Iar în final, în acest material vom ajunge și la răspunsul pe care îl căutăm. Când este optim să ajungem în pădure și când e bine să plecăm de acolo? Haideți să începem cu oferta pe care ne-o face pădurea de salcâm pe toată perioada înfloririi. Trebuie să înțelegem că salcâmul, chiar dacă în cărțile de specialitate spune că stă înflorit 2 săptămâni, în realitate floarea respectivă stă înflorită maxim 7 zile. Bineînțeles, aceste 2 săptămâni întinse se referă la prima floare înflorită și la ultima floare scuturată, să spunem așa. Deci la această perioadă se referă, nu la cât timp stă înflorită o floare. Cum vă spuneam, o floare stă înflorită maxim 7 zile, uneori 5 zile, uneori chiar mai puțin. Depinde de condițiile meteo, depinde de ploaie, depinde de ceață, depinde de temperatură, depinde de foarte multe, de vânt, de foarte multe lucruri, depinde. Însă trebuie să luăm în calcul aceste date. De la prima înflorire și până la ultima scuturare a florii, în aceeași pădure se scurg aproximativ 15 zile. Totuși, câte zile avem la dispoziție să culegem miere cu albinele? Ei bine, nu tot atâtea, deoarece în primele zile ale înfloririi, pădurea ne oferă foarte puțină cantitate de nectar. În primele 3, 2, 3, 4 zile, de-abia ajungem undeva la 20% procent din înflorire. Într-adevăr, și aici nu putem spune strict că în fiecare an avem aceleași condiții, deoarece condițiile climatice, vedeți și voi, diferă de la un an la altul. Însă, în general, în primele câteva zile, 2-3 zile, nu înflorește mai mult de 20%. Iar acest procent nu ne oferă un cules abundent. Uneori chiar suntem pe minus, în primele zile de înflorit suntem pe minus. Așa că unii apicultori nu ajung în pădure chiar în prima zi de înflorire sau înainte de înflorire. Cu toate că majoritatea merg înainte de înflorit. Haideți totuși să ne răspundem la întrebare. Câte zile de cules avem? Putem considera că avem zi de cules la salcâm atunci când în interiorul stupului peste medie, adică a stupilor buni, intră 1 kg de nectar, adică sporul pe cântar este 1 kg. Este posibil ca această perioadă să se întindă pe 2-3 zile. După care brusc să sară la 4 kg, 5 kg, 6 kg, poate chiar mai mult și pe urmă să înceapă să scadă. Deci avem 2, 3, maxim 4 zile de cules abundent, de cules care să ne intereseze pe noi apicultorii. Primele zile de cules, cum spuneam, în care înregistrăm sporuri de
700 de grame, 1 kilogram și jumătate, spuneam și eu o medie de 1 kilogram, sunt importante pentru a ști că în acele zile trebuie să ne amplasăm stupina în pădure. Dacă întârziem, cu siguranță vom pierde vârful de cules. Adică nu putem merge la salcâm atunci când cineva ne sună și ne spune am 6 kg cules. Pentru că e posibil ca în următoarea zi să intre pe o pantă descrescătoare. Deci, concluzia e că atunci e momentul optim să intrăm în pădure când se înregistrează primul kilogram spor la cântar. Evident, trebuie să ținem cont și de condițiile meteo care urmează, adică de prognoza probabilă, care pe următoarele 3 zile e undeva la 90% șanse de a se adeveri. Așa că atunci când cineva vă spune că are un kilogram spor în pădurea de salcâm, atunci e momentul să intrați și voi în pădure. Sau, ideal este să vă amplasați stupul de control în interiorul pădurii, evident pe un cântar cu SMS, care să vă transmită date, să vă transmită când e acel kilogram. Și în ziua în care e acel kilogram, mă rog, noi aflăm seara, pentru că atunci ne este transmis SMS-ul, în seara respectivă să ne facem planul că următoarea zi mergem să ne împachetăm albinele și să le ducem în pădure. Atenție! S-a înregistrat o zi de 1 kg spor. În ziua următoare când noi pregătim albinele se înregistrează încă 1 kg, poate chiar mai mult, după care e foarte probabil să intervină acel vârf de cules. Acel vârf de cules, perioada în care pădurea e înflorită în proporție de 80%. Asta urmărim noi. Momentul în care pădurea este înflorită în proporție de 80%. Însă trebuie să fim acolo cu cel puțin o zi înainte. Pentru că albinele să facă un zbor de recunoaștere, să găsească sursele de apă, e foarte important să ai apă în pădurea de salcâm. Sunt masive de salcâm pe nisip, unde nu este apă. Și în zonele respective trebuie dusă apă, trebuie obligatoriu asigurat necesarul de apă al coloniilor noastre. Da, și în final trebuie să conștientizăm și când e bine să plecăm. E bine să plecăm în prima zi în care avem o scădere de spor la cântar cu 50% față de ziua precedentă. Adică dacă într-o zi am înregistrat 5 kg și în următoarea zi am înregistrat 2 kg, în acea seară e bine să muți familiile la salcâm 2 sau la salcâm 3, deoarece diferența de înflorire e de câteva zile între salcâm 1 și salcâm 2. Exact acel moment, exact acel moment de înflorire maximă îl poți prinde la salcâm 2 dacă mergi, dacă pleci de la salcâm 1 în momentul optim. Adică atunci când avem o scădere, cum vă spuneam, cu 50% față de ziua precedentă. Deci dacă avem 2 kg spor și condițiile meteo ne sunt favorabile pentru salcâm 2, care e în altă parte, împachetați și plecați imediat, deoarece merită, că e salcâm 2, că e salcâm 3. Bineînțeles, voi ca și apicultor trebuie să fiți la curent cu ce se întâmplă și în celelalte păduri, adică, cum spuneam, la salcâm 2. Atunci când sunteți la salcâm 1, stupul de control pleacă de acolo, pleacă în zona unde salcâmul înflorește mai târziu. Cum vă spuneam, mai târziu, cu câteva zile, 2, 3, 4, 5 zile, o săptămână.
Sper că sfatul meu v-a prins bine. Dați-l mai departe să-l vadă și colegii voștri și nu uitați să vă înscrieți pe pagina aceasta de YouTube, pe acest canal de YouTube. Ținem aproape, ne vedem data viitoare. Cele bune!